Pompierii militari ai detașamentului Suceava au intervenit miercuri la amiază la un incendiu izbucnit în spatele grădiniței Așchiuță de pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Suceava. Incendiul a cuprins mai multe anexe aflate între unitatea școlară și garajele de pe strada Nicolae Titulescu. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta violent, cu pericol de propagare la construcțiile învecinate. Incendiul a fost localizat și lichidat de pompieri în limitele găsite. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza care a dus la izbucnirea flăcărilor. Tot miercuri, un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din municipiul Fălticeni. Au intervenit pompierii militare detașamentului Fălticeni cu 3 autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă cu pericol de propagare la construcțiile învecinate. Au ars o anexă construită din lemn pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și acoperișul unei bucătării de vară pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Au mai ars bunuri din interiorul anexei, aparate electrocasnice, 30 de stupi de albine, 6 tone miere de albine, electrocasnice și 200 de kilograme de ceară. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost focul utilizat în spații deschise.